Bună dimineața, vă salută Tatiana. Astăzi voi începe un nou proiect pentru doamnele începătoare, pentru că, așa cum știți, acest canal de YouTube este adresat, în primul rând, doamnelor începătoare. Deci, voi începe un nou proiect și anume Lebăda Croșetată, noutatea anului 2022. Această lebădă eu o voi personaliza în modul în care să-mi las amprenta pe lucrare, să nu fie egal la ceea ce există în această revistă sau ceea ce există deja pe alte canale de YouTube. Pentru a realiza acest proiect, eu voi folosi firul de bumbac, firul pe care îl puteți folosi și în lucrările de macrame. Voi folosi firul de culoare albă, de culoare roșie și firul de culoare roz. Deci avem aceste trei fire. Acesta este firul de Scoția, firul Stella, care poate fi lucrat cu un croșet cuprins între numărul 2 și jumătate și 3. Însă eu nu voi folosi acest număr de croșet, deoarece lucrarea va ieși foarte largă și astfel ceea ce punem înăuntru, melana sau vat, ceea ce folosiți dumneavoastră, va ieși afară, deci nu va avea un aspect frumos. De aceea voi folosi croșetul cu numărul 1,05, eu sper ca să se vadă la cameră. Apoi vom avea nevoie de melană, așa cum spuneam, vom avea nevoie de un fir despărțitor, care ne va ajuta foarte mult în lucrarea noastră. Vom avea nevoie de o pereche de ochișori, fie aceștia care au șurub de siguranță. Ochișorii vom pune în funcție de culoare pe care o dorim. Dacă nu, ceilalți ochișori care se găsesc în comerț, cei care vin aplicați cu lipici. Și apoi vom avea nevoie de foarfece. Fiind prezentate materialele, eu propun să încep să lucrez. Voi face tutoriale mai scurte. Am luat o lecție foarte importantă de pe YouTube. Tutorialele nu trebuie să plictisească. De aceea am decis, începând din acest moment, să fac tutoriale mai scurte, în modul în care dumneavoastră să nu vă plictisiți urmărindu-le. Și voi începe în cercul magic, lucrând un număr de 6 piciorușe scurte, așa cum începem fiecare dintre lucrările noastre. Primul picioruș nu-l vom pune la socoteală, ne va ajuta să închidem rândul și 1, 2, 3, 3, 3, 3, 4, 5 și cel de-al șaselea. Vom închide cercul magic cu fir alunecat, după care vom continua lucrând în corespondența fiecăruia dintre aceste 6 piciorușe scurte o mulțire. Și la sfârșitul rândului vom avea un număr de 12 piciorușe scurte. Deci am făcut prima mulțire, cea de-a doua, după care vom continua singure și ne întâlnim la sfârșitul acestui rând. Odată obținute cele 12 piciorușe scurte, am pus firul despărțitor și rândul următor vom lucra un picioruș scurt, urmat de o înmulțire,
Vom repeta pentru un total de 6 ori pe întreg parcursul rândului, iar la sfârșitul rândului ne vom întâlni cu un număr de 18 piciorușe scurte. Vom continua rândul următor lucrând 2 piciorușe scurte, urmate de o mulțire. Vom continua pentru un total de 6 ori pe întreg parcursul acestui rând, iar la sfârșitul rândului ne vom întâlni cu un număr de 24 de piciorușe scurte. Vom continua lucrând un număr de 3 piciorușe scurte. 1, 2, 3, urmate de o mulțire. Vom repeta pentru un total de 6 ori pe întreg parcursul rândului, iar la sfârșitul rândului ne vom întâlni cu un număr de 30 de piciorușe scurte. Vom continua rândul următor lucrând 4 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, după care vom face o mulțire. Vom lucra pentru un total de 6 ori pe întreg parcursul acestui rând, iar la sfârșitul rândului ne vom întâlni cu un număr de 36 de piciorușe scurte. Vom continua lucrând 5 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, cel de-al cincilea, după care vom face o mulțire. Vom repeta pentru un total de 6 ori pe întreg parcursul rândului și la sfârșitul rândului ne vom întâlni cu un număr de 42 piciorușe scurte. Continuăm rândul următor lucrând 6 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, urmate de o mulțire. Vom repeta pentru un total de 6 ori pe întreg parcursul rândului, iar la sfârșitul acestui rând ne vom întâlni cu un număr de 48 de piciorușe scurte. Vom continua lucrând 7 piciorușe scurte. 1, 2, 5, 6, 7, urmate de o înmulțire. Vom continua pentru un total de 6 ori pe întreg parcursul rândului, iar la sfârșitul acestui rând vom avea un număr de 54 de piciorușe scurte. Vom continua lucrând un număr de 8 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, urmate de o mulțire. Vom repeta pentru un total de 6 ori pe întreg parcursul rândului, iar la sfârșitul acestui rând ne vom întâlni cu un număr de 60 de piciorușe scurte. În acest moment am obținut cele 60 de piciorușe scurte. Vom continua lucrarea lucrând un număr de 5 rânduri,
de câte 60 de piciorușe scurte, deci vom lucra fiecare picioruș așa cum se găsește, fără să mulțim 5 rânduri de câte 60 de piciorușe scurte, iar noi ne întâlnim la sfârșitul acestora pentru a continua lucrarea. Țin să precizez că dumneavoastră puteți folosi și un alt tip de fir, firul de care dispuneți, doar că, bineînțeles, produsul final va avea o altă dimensiune. Veți folosi un fir poliacrilic, bineînțeles, cu croșetul care este adaptat acelui tip de fir și, bineînțeles, dimensiunea va fi mult mai mare. Deci noi ne întâlnim la capătul acestor 5 rânduri. Am încheiat cele 5 rânduri de câte 60 de piciorușe scurte. Vom continua rândul următor, lucrând un număr de 28 de piciorușe scurte, așa cum se găsesc. Deci 28. Iar noi ne întâlnim după ce lucrăm aceste 28 de piciorușe. Am lucrat cele 28 de piciorușe scurte. Acum vom face un număr de 4 piciorușe dublu reduse. Deci iau firul odată pe croșet. Voi intra în piciorușul următor. Acum am 3 fire pe croșet. Le închid împreună. Și am primul picioruș dublu redus. Cel de-al doilea. Cel de-al treilea picioruș dublu redus. Cel de-al patrulea picioruș dublu redus. După care vom continua cu următoarele 28 de piciorușe scurte și astfel, la sfârșitul rândului, ne vom întâlni din nou cu un număr de 60 de piciorușe scurte. După care vom continua. Am ajuns la capătul acestui rând, am obținut din nou cele 60 de piciorușe scurte. Vom continua acum lucrând 26 de piciorușe scurte. Deci 26, după care noi ne vom reîntâlni. 26 piciorușe scurte. După ce am lucrat cele 26 de piciorușe scurte, acum vom face 4 scăderi consecutive. Deci vom intra cu croșetul în prima jumătate a următoarelor 2 piciorușe, vom extrage firul și vom închide. Avem prima scădere, cea de-a doua scădere, cea de-a treia, cea de-a patra scădere, iar acum vom continua cu următoarele 26 piciorușe scurte care ne-au rămas până la capătul rândului, iar când vom ajunge la capătul rândului, vom avea un total de 56 de piciorușe scurte. Iar noi ne vom întâlni la capătul acestui rând. Pentru rândul următor vom continua lucrând 26 de piciorușe scurte. Iar noi ne vom întâlni după ce am lucrat aceste 26 de piciorușe scurte și vom continua. Lucrate cele 26 de piciorușe scurte, acum vom face 2 scăderi consecutive. Avem prima scădere, cea de-a doua. Deci avem cele 2 scăderi. În felul acesta noi vom forma codița lebedei. După care voi continua cu un număr de 24 de piciorușe scurte, iar la sfârșitul rândului vom face o nouă scădere. Noi ne întâlnim la sfârșitul rândului pentru a face acea scădere și a continua lucrarea. Deci 24 de piciorușe scurte.
Am lucrat cele 24 de piciorușe scurte. Acum voi face o scădere. Și am încheiat acest rând unde am obținut un număr de 53 de piciorușe scurte. Voi schimba firul despărțitor. Voi continua următorul rând, lucrând pentru început o scădere. O scădere, după care vom continua lucrând un număr de 22 de piciorușe scurte, așa cum se găsesc. Iar noi ne vom întâlni pentru a continua. Deci 22 de piciorușe scurte. După ce am lucrat cele 22 de piciorușe scurte, vom continua lucrând 3 scăderi consecutive. Una, cea de-a doua, cea de-a treia scădere. Aici trebuie să fiți un pic atente. După care vom continua lucrând un număr de 21 de piciorușe scurte, iar la sfârșitul rândului vom face o nouă scădere. Noi ne vom întâlni la sfârșitul acestui rând pentru a lucra împreună. Deci 21 de piciorușe scurte. Vedeți, deja partea din spate se formează. Partea din spate a lucrării ia acea formă de bărcuță. Ne întâlnim la capătul rândului. Am lucrat cele 21 de piciorușe scurte după ce am lucrat cele 3 scăderi consecutive. Acum voi face o scădere. Și în felul acesta am încheiat acest rând. Am încheiat rândul obținând un număr de 48 de piciorușe scurte. Voi schimba firul despărțitor. Voi începe rândul următor cu o scădere. O scădere. După care voi continua cu un număr de 18 piciorușe scurte. Iar noi ne vom întâlni după ce vom lucra aceste 18 piciorușe scurte. După ce am lucrat cele 18 piciorușe scurte, vom face 4 scăderi consecutive. Deci avem prima scădere. Cea de-a doua, cea de-a treia scădere, aici este nevoie de un pic de atenție și de răbdare, pentru că locul este deja un pic mai strâmt și mai dificil de lucrat. Cea de-a patra scădere și ultima din acest set de scăderi. Apoi voi continua din nou lucrând un număr de 18 piciorușe scurte, după care la sfârșitul rândului vom face din nou o scădere. Vom lucra cele 18 piciorușe scurte și ne vom reîntâlni. Am lucrat cele 18 piciorușe scurte, acum voi face o scădere pentru a încheia acest rând. Scădere și am ajuns la capătul rândului. Vom schimba firul despărțitor și vom începe rândul următor, care va fi baza gâtului. Deci vom începe acest rând cu o scădere.
după care vom face 7 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, cel de-al 7-lea picioruș scurt. În acest moment voi face 2 ochiuri de lanț. 2 ochiuri de lanț. Vom număra de jur împrejur 26 de piciorușe scurte. Eu le-am numărat, am ajuns în corespondența celui de-al 26-lea, am pus firul despărțitor. În acest moment, în piciorușul cu numărul 27, deci am făcut cele două ochiuri de lanț, vom intra în piciorușul cu numărul 27 și vom face un picioruș scurt. Și în felul acesta vom începe să lucrăm gâtul. În acest moment, noi vom face de jur împrejur primul rând de piciorușe scurte. Deci avem deja unul aici, 1, 2, 3, continuăm, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 8, 8, aici cu atenție, 9, 10, 10, 11, în corespondența celor două ochiuri de lanț vom face două piciorușe scurte, 11, 12, pentru că trebuie să avem un total de 14, deci 13, 12, cel de-al 13-lea, în cel de-al 2-lea ochi de lanț, 14-lea. În felul acesta am făcut primul rând de la gâtul lebedei. Așa trebuie să se prezinte lucrarea. În felul acesta. Apoi când vom umple, bineînțeles că va avea forma dorită de noi. Vom continua. Am pus firul despărțitor în corespondența ultimului picioruș pe care l-am făcut din primul rând. Acum voi începe lucrând 4 piciorușe scurte. 1, 2, 3, cel de-al 4-lea picioruș scurt. În acest moment vom face 2 scăderi. Prima scădere. Aici va fi un pic mai greu de lucrat. Cea de-a doua scădere. Și vom continua cu piciorușe scurte până la sfârșitul rândului,
unde va trebui să ajungem, deci vom obține un număr de 15 piciorușe scurte în total. Aici vom avea 9. 1, 2, în continuare, 2, 3, 4, vreau să verific dacă suntem în modul corect, 4, foarte greu aici va fi această porțiune. 5, 6, uitați așa se fac tutoriale. 7, 8 și cel de-al 9-lea. Deci avem un total de 15 piciorușe scurte de jur împrejur. Eu voi închide aici această primă parte a tutorialului, pentru că apoi va fi foarte lung. Voi continua cu cea de-a doua parte, în care vom continua gâtul și căpușorul, ceea ce urmează. Deci mă voi opri aici, pentru a nu vă plictisi. Acesta este produsul pe care l-am obținut până acum. Noi vom continua. Vă doresc o zi frumoasă, vă salută Tatiana și ne vom reîntâlni mâine cu continuarea acestui frumos tutorial. La revedere!